victorile tale, Alexia! Oh, dar n-a venit nimeni! Sunt mai demodată decât perucile blonde! N-am să mai pictez niciodată! Trebuie să o înveselim! Han! Nu e momentul să faci poze, Lady Gigi? Hai să vezi! Expoziția asta o să fie un succes! Ham, ham! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP, 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 prieteni! VIP, VIP! Să ne oprim când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP! Aproape Victor! Sunt cea mai slabă artistă din lume! Oh, să vedem! Ce grozav! Mai mult de 200 de like-uri pe Insta doc pentru expoziția mea! Sunt un star! N-au fost prea multe like-uri! Nici o grijă! Voiam doar să o înveselim! Uite, scrie acum! Vă mulțumesc, urmăritori! E clar că aveți un gust impecabil! Se pare că funcționează! Și vă face plăcere în continuare arta mea cu mai multe picturi! Acum? Nimic! O să vedeți! O să uite! Ce relaxant! Muzica clasică care îmi hrănește sufletul! Muzica pop hrănește corpul! Uite cum îmi port noua coafură! Nu e tare? Haide, Chiara! Hai cu mine! Mult mai bine! E foame! Termină! Îmi inhib inspirația! Trebuie să termin tot pentru noua mea expoziție! Mi-a amorțit slăbuța! Aproape am terminat! Nu mișcați! Nu din nou! Nimănui nu-i plac picturile mele! Sunt un eșec! N-am să mai pictez deloc! Și acum? Să mă gândesc! Nu! Nu mai vreau idei de la tine! Ce e asta? Wow! Ce pensulă frumoasă! Oh! Un bilețel! Cel mai frumos cadou pe care ți-l putem face! O pensulă cu numele tău pe ea și o dedicație specială! De la prietenele tale, ca să știi că picturile tale dau lumii noastre culoare! Dar nu mai am culori pentru nimeni acum! Oh, nu! Ne-a trimis pensula înapoi! Și acum? Oh, nu știu, dar trebuie să ne grăbim. Alexia tocmai și-a scos pensulele la vânzare pe de la lăbuță la lăbuță. Devine serioasă treaba, nu putem permite asta. Stați, am o idee. Voi încerca să cumpăr tot ce vinde. Tu glumești? Totul e foarte scump. O să vedeți. Bună, Alexia, mă interesează lucrările tale. Hai să ne vedem. Și acum o să mergem la Fabio. Uite, ăsta e dansul șarpelui. Tare mișcare! 10 puncte! Și ăsta e un demi-plie. Am să-ți dau o notă mai bună pentru că te-ai străduit. Fabio, suntem aici. Lumea e așa nepunctuală. Unde-i cățelușa pe care trebuia să o întâlnesc? Oh! Bună, Alexia! E atentă! Nu-i așa că te inspiră? Nu! N-am să mai pictez niciodată! Uite ce coafură magică! Lasă-mă în pace! Nu! Prea multă frumusețe! Nu vreau să pictez! Dacă chiar îți place să pictezi, atunci trebuie să o faci, indiferent de ce cred ceilalți.
Adevărat? Ai dreptate! Dar nu am cu ce să pictez! Îți lipsea asta, cea mai bună pensulă! De la cele mai bune prietene din lume! Și acum, mișcați! Gata! Sunt grozave! Dar tu nu arăți prea grozav! Nici o grijă! Va trebui să merg la Fabio! Bună, Fabio! Trebuie să mă ajuți! Oh, ce groaznic! Vino aici! Bună! Tu trebuie să fii Alexia, artista! Da! Și tu cine ești? Mă numesc Chiara și visul meu e să fiu actriță! E cățelușa noastră! Încercăm noi coafuri pe ea în fiecare zi! Dar acum e rândul tău! Haide! Și acum, tușa magică! Exhibition style! Ah, ești așa drăguță! Ham! Știu eu ce să fac cu picturile tale! Arătăm grozav! Îmi place mult, Alexia! Expoziția va fi minunată! Lumea abia așteaptă să intre! Fantastic! Ne mai trebuie încă ceva... Ce anume? Muzică! Ce tare! I love VIP Pets! Totul pentru record! Wow. Ce neregulă cu ea? Lăsați-o în pace! Wow! Uite, un concurs de skateboarding! Au și categorie canină! Trebuie să particip! Mi-au placă de skateboard și încep să mă antrenez! Asta... avem o problemă! Cine e ăsta? Nu contează! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! Online? Cred că nu o să o vedem prea mult pe Taylor zilele astea. De ce? Se antrenează intens pentru concurs. Am auzit că recordul mondial e de 3 bucle și jumătate. Și ea vrea să facă 4 bucle. E imposibil! Dar e visul ei, nu? Păi face un efort foarte mare, trebuie să o susținem. Da! Prietenia e cel mai important lucru. De la atât a învârtit, părul ei arată ca niște spaghete. Bună, Chiara! Taylor se antrenează toată ziua. E foarte motivată. V-am spus! Asta e comanda greșită. Spray-ul de păr e special pentru câini sportivi. Nu-l pot folosi. Unchiule, cumpără-l! Va fi perfect pentru părul lui Taylor. Îl poate folosi în timpul reprezentației. Ups, o clipă. Crezi că ar trebui să-l păstrez? Sigur, unchiule, încearcă-l. Haide. Wow, nici măcar o tornadă nu poate strica coafura. Nu văd nimic. Bună! Gwen la telefon! Suntem la mine la ora de relaxare. Vrei să Scuze, fetelor, dar nu prea am chef. Ce, Taylor? E din cauza concursului? Mai trebuie să mă antrenez. Părul meu e un haos și nu mai pot continua așa. Și dacă mă opresc acum, n-am să pot câștiga concursul. Vreau să fiu singură. Biata Taylor, trebuie să facem ceva. Trebuie să-i sunăm pe Fabio și Fabia ca să încerce să-i rezolve problema. Nu poate concura așa. Salonul FNF
Alo? Chiara, ne trebuie o programare de urgență pentru Taylor. E o chestiune de viață și de moarte. Fabio! M-am antrenat foarte mult. Vreau să reușesc 4 bucle și să câștig premiul. Dar părul ăsta nu mă lasă să văd și nu pot. Putem folosi noul super spray. Vom vedea. Trebuie să rezolvăm haosul ăsta întâi. Și acum, super spray-ul. Skater style. Oh, concursul va începe în curând. Noroc că prietenele tale au sunat la timp. Ce e, Taylor? Nu-ți place? Nu e asta, Fabio. Îmi lipsesc prietenele. L-am abandonat din cauza antrenamentului. Noi, sportivii de elită, suntem foarte singuri. Trebuie să facem ceva. Fetelor, tocmai am rezolvat problema lui Taylor. Acum e rândul vostru să mergeți la concurs ca să o susțineți. De data asta, Fabia are dreptate. Hai, VIP Pets! De data asta, acum... Doamnelor și domnilor, la categoria canină, direct din Glam City, iată-o pe Taylor! Oh, nu! Unde-mi sunt prietenele? Draga mea, hai să oprim asta. Vă reamintim că pozele cu blitz nu sunt permise. La cererea publicului îi dăm lui Taylor încă o șansă. Ce mă bucur că ați venit! Mi-ați lipsit! Te-ai antrenat atât de mult, Taylor! Asta e șansa ta! O decizie. Locul întâi merge la primul cățeluș care a reușit 4 bucle. Taylor! Sigur, dar era cât pe ce să strici totul cu blitzul tău, Lady Gigi. Ce e important e că Taylor a fost răsplătită pentru efortul și antrenamentul ei. Nu, ce e important e că am învățat că n-aș fi putut reuși fără prietenele mele. Păi, trofeul ăsta nu e o nimica toată. Ia să vedem gustările. Sunt comestibile? Wow, ce gustos! Scuze, fetelor, trebuie să merg la baie. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor. N-am să mai pun niciodată un concurs înaintea prieteniei noastre. Wow, uite! Concurs de surf! Și o categorie canină! Trebuie să particip! Pe curând, fetelor! Păi, parcă e un deja vin. Nu contează. I love VIP Pets! Bună dimineața, lume! Azi e o zi minunată! VIP Pets, bună dimineața! Sunteți gata pentru festivalul de muzică? Vom dansa! Ti-ti-ti-ti-ti! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Pets! Prieteni! VIP Pets! Te ne oprim când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! DJ Gwen! Vedeți? Am subliniat toate trupele pe care aș vrea să le văd în festival! Aș începe cu trupa asta, ferma câinelui. Aș prefera ceva mai optimist. I-ați auzit pe cei de la Mochio? Aș vrea și ceva pe care să dansăm. DJ Dance e cel mai tare,
foarte la modă. O să vedem trupe foarte tari. Dar vom vedea că cel mai la modă acum e vocea trap. Mă rog, dar trebuie să-l văd pe DJ Dance. Vrei să mergi la festival? Nu prea-mi place aglomerația. Păi, eu ador festivalurile. Când eram tânăr, mă rog, mai tânăr, mergeam la toate festivalurile. Au! Asta pare să fi fost foarte de mult, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. Am fost stilistul celor mai mari artiști. Serios? Sigur! Eu am fost creatorul părului tapat și apoi toată lumea l-a copiat. Da, sigur! Tu ai creat și placa de păr. Corect! Iar acum toți o folosesc. Cu ce staruri celebre ai lucrat? Cu multe, multe! O să-ți arăt niște poze într-o zi. Dar nu prea cred că muzica trap e la modă. Nu-mi place atât de mult. Cel mai bine e să mergem împreună, nu? Suntem VIP Pets! Fără dramă! Și ultimul concert DJ Dance! Să dansăm! Nu văd nimic! E prea multă lume! Nu chiar nimic! Eu văd multe picioare! Eu m-aș fi dus la concertul de muzică trap. Chiar dacă nu vezi scena, măcar poți dansa. De ce nu mergem să mâncăm ceva? Nu, hai să ne ocupăm un loc bun la următorul concert. Stai, mai avem timp înainte să înceapă și trebuie să mănânc ceva ca să am energie. Și eu vreau să pun o poză cu mâncarea pe internet. Sunt numai picioare în poza asta pe care ai făcut-o. Dar nu o să putem vedea nimic. Nu o să putem vedea nimic și dacă nu mâncăm și leșinăm. Nu țipa, mă stresez. Să respirăm adânc. Ne enervăm. Și asta nu va rezolva nimic. Gata! Mi-e prea foame. Bine, fetelor. Acum că am mâncat și am băut apă din fântână, credeți că ne putem întoarce la concerte? Eu aș prefera să merg la cumpărături sau la Fabio. Să mergem la Fabio? Mergem la Fabio mai târziu. Azi e o zi specială. Eu aș merge, dar lăbuțele mele sunt praf. Prefer să merg la Central Pet. Sigur! Hai să mergem la film! I-am spus, o să fii tare. Și nu știam cât de mult va vorbi lumea despre asta. Ani de zile. Deci ea a fost prima cu păr tapat? Chiar prima! Și tu ai creat stilul? Aha. Îmi place! Mai spune-mi, mai spune-mi! Ai văzut crestele punk? Acum va zice că el le-a creat. Păi, eu le-am creat acum mulți ani. Eram la Londra și... N-am putut să văd nimic. Sunt mulți oameni. Din cauza concertelor, vorom stă ca o comă de leu. Fabio, am nevoie de tine! Atunci intră! Mă coafez! Dar ce e cu fața asta? Ți-ai văzut DJ-ul preferat? N-a cântat încă. Ea e ultima, dar a fost un dezastru. Nu sunt în dispoziție de a o vedea. Trebuie să fac ceva, dar ce? Știu ce e! Am să-ți fac un look pentru un concert! L-am făcut doar pentru ocazii speciale. Să zicem că e un look unic, care îți va îndeplini toate visele. FNF, 100% natural, cu o rețetă secretă. Serios? Am să spun doar că, datorită acestei coafuri, DJ-ul tău preferat e și acum dedicat muzicii. Nu vine să crezi. Normal. DJ Dance? Exact, ea! Unchiule, eu te iubesc mult, dar nimeni nu crede asta. Hai să încercăm! Cred că, de data asta, coafura a reușit mai bine ca niciodată! Wow! Mi-a plăcut mult filmul! A fost foarte bun! Voi vedeți asta?
tare! Frumos! Îmi place foarte tare cum arăt! Haideți, fetelor, să ne întoarcem la concerte! Dar sunt prea mulți oameni! Nu o să vedem nimic! Nici o grijă! Veniți după mine și o să vedeți! Arată ca DJ Dance! Are aceeași coafură! Uite! Toată lumea ne face loc! Da! Primul rând e al nostru! De ce inventează poveștile astea? Și unde e placa de păr? Oh! Wow! Totul e adevărat! Sunt șocată! Păi, nu chiar tot. De fapt, succesul lui DJ Dance nu se datorează coafurii mele. De ce nu? Ea și-a făcut-o. Avea nevoie doar de puțină încredere în ea. La fel ca Gwen. Primul rând, am reușit! Coafuri și aventuri! Suntem VIP Best! I love VIP Pets! Unde e Alexia? Târgul de vechituri s-a deschis acum o oră. Dacă întârziem, nu mai prindem zgarda aia pe care am văzut-o. Bună! Care-i graba? Târgul de vechituri nici nu e grozav. În plus, am un prieten care lucrează la unul mai bun. De unde nemulțumirea asta? Nu am chef să merg și basta. Alexia, am așteptat o jumătate de oră. Nu poți face asta. Nu exagera, dacă mă scuzați. Și acum te duci la salonul de coafură? Trebuie să mergem la târg. Ce e cu ea? Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Pets! VIP Pets! Ne oprim când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Fără nemulțumiri! E rândul meu deja? Ușor! Fiecare la rândul lui! Serios! Cu fiecare zi durează tot mai mult la salonul ăsta. Ce? Dar de ce spui asta? Pentru că ți-au veșnicie să-mi faci părul. Nu e adevărat! Mereu suntem foarte rapizi! Păi, cred că ți-a foarte mult! M-am plictisit! Îmi pare rău, Alexia, dar mă faci să folosesc super loțiunea fără nemulțumiri! Ce mi-ai pus în păr? Miroase urât! Ce-a fost asta? Loțiunea! De acum încolo, de fiecare dată când te plângi de ceva, se va auzi un bip. Nu poți să faci asta! Alexia, termină! Știi ce? Nici nu mă plâng, plec de aici! Nu mai suport! Cea mai tare zgardă! Da, dar nu avem decât una. Dar am zis că o împărțim, nu? Așa e, trebuie să tragem la sorți. Altcineva ar trebui să poarte prima. Nu mă deranjează dacă sunt ultima. Drăguț, să vedem. Gwen, scoate zgarda și hai să tragem la sorți. Unde s-a dus? E în regulă, fetelor. Cred că o va aduce mâine. A doua zi dimineață. Bună, fetelor! Ești gata să tragem la sorți? Cine ia zgarda azi? O secundă, eu, de fapt, voiam să vorbesc cu voi despre zgardă. Cred că ar trebui să o păstrez. Poftim? Am mai mare nevoie de ea decât voi, pentru concerte. Îmi dă un aspect perfect. O să găsim una nouă care să vă placă. Nu-i corect. Zgarda asta e pentru toate. Ce bătaie de cap? Nu vreau. Juliet, și tu? Gwen? Te rog, dă-mi zgarda. Și am să vă dau pe rând. Dacă mai aud că vă plângeți, loțiunea super secretă și pipuri pentru toate. Nu pipul. Sper că ați avut o seară bună. Păi, nu prea. Ne-am dus la târg și mai era o singură zgardă. Câtă drama. Păi, mie mi-este destul de greu. De fiecare dată când mă plâng de ceva, se aude un bip îngrozitor. Vă rog, ajutați-mă! E un bip! Fetelor, știu cum să rezolv problema Alexiei. Să mergem la plajă, vă povestesc totul. Fetelor, Fabia? Fabio? Se pare că nu e nimeni aici. Zgarda!
Fetelor, fiți atente la mine, vă rog. Hai să o ajutăm pe Alexia să nu se mai plângă așa mult. Sigur, am așa multe vârfuri despicate de la atâta stres. Ca Alexia să fie mai pozitivă, trebuie să-i amintim de lucrurile care îi plac ca să nu mai fie așa nemulțumită. Să ne gândim. Să vedem. În loc să se plângă pentru că a trebuit să-și aștepte rândul la salon, se poate gândi la rezultatul final superb. Foarte bună idee! Asta e! Dar ne mai trebuie idei! Să o sunăm pe Alexia! Bună, Alexia! Urmează să-ți trimit poze cu lucruri care-ți plac ca să te uiți la ele, în loc să te plângi de orice. Mesaj? Tablouri cu lor creioane! Le ador! Ce drăguț! Nu se mai aude niciun bip! Mersi, fetelor! Păi, problema Alexiei e rezolvată. Dar cine ia zgarda azi? Ce e? Zgarda a dispărut! A luat-o cineva! Sigur a folosit intrarea secretă! Există un singur suspect! Alexia a luat zgarda? După ce am ajutat-o? Ce? Nimic! Cum de s-a schimbat așa mult? Ce se întâmplă cu Alexia? Ce e asta? Bună, fetelor! Sper că v-au plăcut zgărzile! Îl mai țineți minte pe prietenul care lucrează la un târg? Păi, i-am dat zgarda și ne-a făcut câte una pentru fiecare, în culorile preferate, pentru prietene adevărate. Și dacă nu vă supărați, mai am un singur lucru de făcut. Creative style. Îmi place! Loțiune îndepărtată. Pot avea încredere că nu te mai plângi de acum înainte? Da, sigur. Nu e deloc grozav să fii nemulțumit. Și nici să avem o singură zgardă n-a fost prea grozav. Oh, nu! Bipul! Ești sigură că grozav nu e o nemulțumire? Sigur că nu e o nemulțumire. Doar v-am păcălit.